În luna mai, la Roma, se va organiza cea de-a doua ediție a Festivalului Național de Teatru pentru Amatori Dan Alecsandrescu, la care vor participa anul acesta absolut toate trupele care cochetează cu actoria. Zilnic sunt programate câte două spectacole și dimineața matineu pentru copii. În perioada 12-15 mai, festivalul va avea loc la Cercul Militar Roman. Trupele invitate sunt din Lugoj, Medgidia, Caracal, Mediașul, Brașovul, Fălticeniul. Deci o să fie un regal de teatru, ca să spun așa. Festivalul începe cu ziua de joi, iar în fiecare zi vor fi câte două spectacole și cred că vom avea un spectacol și la matineu pentru copii. Deci așteptăm romașcanii să fie alături de noi la acest festival, care ne dorim să devină o tradiție a acestui oraș. Trupa gazdă se va prezenta în festival anul acesta cu piesa O noapte furtunoasă de Ion Luca Caragiale, piesă care a avut un real succes la public. Trupa Dan Alecsandrescu va prezenta piesa O noapte furtunoasă de Ion Luca Caragiale. Cu toate că noi am avut și o premieră acum de două săptămâni, și anume Tango Monsieur, dar preferăm să lăsăm această piesă pentru participarea noastră la alte festivaluri din țară și preferăm să jucăm această piesă, deoarece în festival ea nu a fost jucată, cu toate că a fost lansată anul trecut, în luna iunie, deci după prima ediție a festivalului nostru de teatru. Anul trecut trupa a jucat piesa de teatru 8 femei și de aceea încercăm să promovăm pentru trupele invitate piesa O noapte furtunoasă. Suportul financiar necesar organizării unui festival de o asemenea anvergură va fi asigurat de Consiliul Județean Neamț în urma câștigării unui proiect cultural depus de organizatori la instituția administrativă județeană. Am depus la Consiliul Județean Neamț, pe asociația noastră, Asociația Romart, un proiect pe legea 350 și am obținut aprobare. Deci banii există și ne bucură foarte mult, fiindcă Consiliul Județean a fost alături de noi și ne-a permis să putem organiza și această a doua ediție a acestui festival. Cine va face parte din juriu? Este un festival concurs, nu? Nu este un festival concurs. Este un festival de promovare și încurajare a trupelor de teatru, de amatori din toată țara. Sunt prezente toate trupele de teatru, de amatori din țară, alături de noi la acest festival și ne bucurăm foarte mult, deoarece anul trecut, datorită finanțării reduse, nu ne-am putut permite să le invităm pe toate. Anul acesta avem această bucurie de a le avea alături de noi toate trupele de teatru din țară de amatori. Fiecare trupă participantă la Festivalul de Teatru de Amatori de la Roman își va asigura cheltuielile de transport, cele de cazare și masă, revenind în sarcina organizatorilor și fiind suportate din suma primită de la Consiliul Județean Neamț. Romașcanii speră ca acest festival să devină o permanență în viața culturală a municipiului de la confluența Moldovei cu Siretul și un prilej de promovare a teatrului de amatori de bună calitate.